Bună ziua, bine v-am găsit la un nou episod NXP Raw. Astăzi vom face showcase lui Kabuto pentru SAM25. Vom începe prin a descrie skill-urile pe care le vom folosi. Deci vom folosi Poison Paddle, deși este are o sensibilitate care nu este prezentată în SAM. Așa. Următorul va fi manipulare, care va merge extraordinar la al doilea showcase pentru al doilea ultimat, care e super valid în acest SAM. Primul ultimat pe care îl vom prezenta e Chakra Dissection Blade, noul ultimat pe care eu l-am level 1. Oferă imortalitate după revival. Așa, acesta este contul meu principal, n-a fost chiar free to play, dar mi-am făcut un cadou de Crăciun și am luat aceste cărți bonus. Așa, din câte observați, mie îmi lipsește un kunai, dar am noroc cu acest tool, pentru că îmi oferă 8% lunge, la fel ca kunaiele, precum cuțitele, deși mai puțin atac. Haideți să începem să vedem ce face Kabuto în SAM, dacă este bun, mai bun decât ceilalți sau mai rău. Deci, you stick it, începem acum, invite guild tot timpul. Dacă ai un guild, îți invite guild pentru că strâng puncte pentru guild de fiecare dată când un boss este învins. De fiecare dată când învingi 4 cozi, așa, dacă vrei aștepți pe cineva, dacă nu intri singur. Fiind un showcase, o prezentare pentru Kabuto, o să intru singur. Deci, trebuie să învingem 4 cozi nivel 38. Cred că este destul de bine pentru o prezentare. Haideți să începem. Wow! Deci ăsta a fost un atac surprinzător. Ca să faci mai mult damage, trebuie să faci cât mai multe, pui cât mai multe poison paddle-uri de jur împrejurul lui. Acest skill pare avea un range destul de mic în comparație cu celălalt. Dar nu e așa. Puteți faceți test în fortăreață, să vedeți că range-ul lui e mai mare decât range-ul vizual. Așa. Un truc pe care puteți să-l folosiți este că atunci când și la primul ultimat pe care l-a primit și la acesta, dacă boss-ul este în mișcare, 4 cozi sau orice alt boss pe care trebuie să-l înfrunți, el va oferi mult mai mult damage. Precum ați observat, a sărit direct... am uitat să folosesc ultimatul. Ați observat cum am folosit skill-ul pe loc, ultimatul pe loc și nu a oferit atât de mult damage. Am impresia că damage-ul este undeva la 50 ori mai mare. Să-mi spuneți voi dacă aveți idee ce multiplicator are atunci când e în mișcare. Ar fi destul de amuzant să reușim să-l învingem, deși eu nu mai am chakra. Și ca să recuperezi chakra trebuie să te cam riști. Wow, pare că nu mai folosim o dată. Hai să fie cu noroc. Și acum
Nu. Precum ați observat, a fost static, deci prin urmare nu am făcut atât de mult damage. Vom mai intra o dată ca să terminăm. Deși cred că va avea evaziunea mai mare, adică va fi foarte greu să-l atingem atunci când vom intra. Iar după aceea vom face un showcase la ultimatul vechi, pe care eu l-am level 8. O prezentare. Am făcut 1.413, zic e destul de bine. Cam atâta cred că face Obito cu ultimatul lui la level 6. Deci, nu știu dacă vă recomand să summonați pe Obito. Și așa se eșuează. Datorită acestui meci, filmulețul va dura mai mult. Puteți dați forward și să vedeți cum reacționează următorul ultimat. Perfect, uneori te ajută când... Super! Cam asta a fost primul showcase. Haideți să mergem la al doilea showcase. O să mergem destul de repede, trebuie să cumpăr și tichete. Deci, mergem aici. Shop. Oh, apropo, niciodată să nu faceți asta. Apăsați pe butonul acesta și alegeți câte vreți să cumpărați. Altfel o să vă consumați toate guild medalurile astea. Din câte vedeți, am cumpărat 4.000. Am apăsat 4, sunt 4.000. Așa. Haideți să mergem. Vedem pe Kabuto. Deci din... Schimbăm ultimatul, băgăm pe acesta level 8, confirm, și după aceea schimbăm cu nailele, le băgăm pe cele maro, manipulare. Și suntem gata să începem. Din câte observați, și ultimatul și acești șarpe sunt manipulare, deci când le vom folosi, efectul va fi amplificat. Haideți să deschidem o nouă fortăreață. Așa. Sfântul, dacă mai primim o dată 38, ar fi chiar wow. Sau 40. Și 37. Da, putem să comparăm 37 cu 38. Haideți să vedem dacă putem să facem 1.440.000 de puncte, cum am făcut cu primul showcase. Și a ratat. Trebuie să aveți grijă când folosiți celălalt ultimat, ultimatul vechi, pentru că nu aveți revival. Și este...
Dacă v-ați obișnuit cu revival-ul, e cam rău. Precum observați, aceste paddle-uri pe care le folosește el, fire paddle sau cum s-o numi, oferă și slow movement. Când primiți defense down, acesta este defense down, niște chestii verzi de jur împrejurul tău, trebuie să fugi cât mai repede, pentru că te poate lovi o singură dată și fiind de culoare roșie, mor destul de repede. Dacă aș reuși să-l prind în mișcare, poate am avea șansă să facem 1.400.000 și ceva de puncte. Partea bună cu acest ultimat este că este de 60 de secunde. CPU-ul necesar este destul de mic. Cruza. Încep să fie destul de periculos. Și am rămas și fără CP. Și trebuie să mă apropii de el ca să-mi recuperez CP-ul. Pentru a folosi ultimatul. Nu se poate. Din păcate n-am mai reușit să mă folosesc. Am murit și la 0-0. Mai bine data nu se putea întâmpla și am primit în total 990. Eu cred că e destul de bine. Am avut două eșecuri. Să încercăm să o terminăm. Da. Hai, de ce nu? Poate reușim. Poate reușim să o terminăm. Poate acest ultimat ne oferă un șoc. Apropo, acest ultimat lovește de 3 ori. O dată dacă ești aproape de el. De 2 ori la impact. Cum ați observat? Și oferă un extra damage. Oferă un extra damage dacă monstrul sau caracterul fuge spre tine sau dinspre tine. Îmi place foarte mult cum funcționează poison paddle-ul ăsta. Am câștigat. Grozav. Acum oricare din ultimatele ați avea, ok. Dacă v-a plăcut, puteți dați like, subscribe sau să lăsați un coment. M-a ajutat foarte mult. Asta a fost NX Bureau. Numele meu este Adrian. Să aveți o zi frumoasă în continuare și vă mulțumesc pentru vizionare.